Biletele online pentru vizitarea expoziției Brâncuș sunt în general epuizate cu două-trei zile înainte, în special în weekend, spun organizatorii. Pe lângă biletele care pot fi rezervate online din timp, este disponibil în fiecare dimineață și un număr limitat de bilete pentru ziua respectivă, care pot fi achiziționate direct de la caseria muzeului. Este pentru prima dată în România când publicul larg poate admira în cadrul aceleiași expoziții lucrări semnate de Brâncuș, precum Sărutul, Măiastra, Pasărea în Văzduh sau muzele. Expoziția Brâncuș surse românești și perspective universale este deschisă până în 28 ianuarie 2024 la Muzeul Național de Artă din Timișoara, iar biletele pot fi achiziționate prin rezervarea prealabilă pe website-ul dedicat brâncuș 2023info sau direct de la casieria muzeului. Programul de vizitare este de miercuri până duminică între orele 10 și 20. În zilele de luni și marți, precum și în 24, 26 și 30 1 decembrie 2023 și 1-2 ianuarie 2024 este închis. Organizatorii estimează că pe durata expoziției aceasta va fi vizitată de aproximativ 70.000 de, de persoane.